O să te pun să faci amor cu un creeper. What? Bă, uite, astăzi, băie și fete, mă voi juca Minecraft, dar voi face corcituri. Bine, nu eu voi face corcituri. Așa, deci cum vă ziceam, o să creăm corcituri, băie și fete. Practic, Patrocle mi-a pregătit câte 2 mobi dintr-o rasă diferită pe care îi vom combina și vom vedea cum arată copilul acestora. Ia zi, băi, Patrocle, crezi că o să le placă la oameni ce ne-ai pregătit tu aici? Da? Băi, ești tu așa sigur? Câte like-uri face la clipul ăsta? 3000! Bine, mă, dacă zici tu că facem 3000 de like-uri, așa dai și din cap. Ia uziți-l, băie și fete, facem 3000 de like-uri sau respectă? În fine, hai să vedem cine a pregătit câinele ăsta aici. Și avem primul chest, hai să vedem prima corcitură pe care o să facem un villager. Ok, avem și niște gunpowder aici. Și un creeper, oh my god. Deci o să combinăm un villager și un creeper, băie și fete. Bun, păi hai să punem villagerul. Stai, bă, 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 nu fugi, bă, că o să te pun să faci amor cu un creeper. What? Bă, uite, lol, uite că se învârte unul în jurul celuilalt. Eu, ce ieși, bă, de acolo? Bă, ce, bă, bă, ce, bă, cârnatul ăsta? What? Ce crem vârștiu ăsta? Bă, what? S-au auzit ca și cum ar exploda. Stai, bă, și un pic. Dar uite că nu bubuie, aparent. Ia, mă, ia. Ia fii atent că face trade-uri. Ce? Bă, de ce? De ce mai ex... Oh my god, iar Ohio Edition la mine pe clip. Bă, nu mai scap de Ohio ăsta în vecii vecilor, ești nebun. Ia să vedem, bă. Ce mă mai fac cu copilul ăștia doi? Bă, ia dă-te tu de aici, că mai vreau să mai fac o corcitură de asta. Ați văzut că dădea la trade, dădea la trade gunpowder pe emeralde? Lol, și de asta cred că aveam și gunpowderul ăsta. Hai să mai facem, hai să mai facem un cârnat de ăsta. Bă, efectiv. Hai că... Ce? Stai, ce? Ați văzut și voi? Bă, gen, era un villager, a bubuit villagerul, a apărut alt villager și a apărut și cârnatul, care cred că o să explodeze, că s-a auzit animația. Ok, ia mă, hai, mai băgăm o dată pe ăștia la... La amor. Bă, dar uite, bă, că acum nu mai vor, cred că s-au supărat. În fine, hai să omor un creeper-ul ăsta dacă nu mai merge. Bă, trebuie să mai facem un cârnat. Ok, hai că era să mor. Bun, hai să mai spawnăm încă o dată. Bun, fii antenă, mă, fii antenă acum. Hai, ia, iese cârnatul. Ok, a ieșit cârnăciorul. Iar acum stai așa să scăpăm de creeper-ul ăsta, să scăpăm de tati. Pleacă, bă, tati, de aici. Așa, cred că a supărat-o un pic pe mami. Ok, bun, hai să mergem, hai să mergem repede, că am văzut că durează ceva până explodează ăsta. Și ia să vedem, mă, putem să luăm noi emeraldele. Bun, am luat emeraldele și am fugit. Ia, și acum o să bubuie, cred. Ia, mă, nu mai bubuie acum, fii atent că acum nu mai bubuie. Ce-i, mă, asta? Mă, e la mișto? Bă, du-te încolo, mă, acum de ce nu mai bubuie? What? Ia, hai să-l omorâm, hai să-l omorâm, să vedem ce ne dă. Ok, aparent nu ne dă nimic. Mamă, cât de ciudat a fost. Cum ar trebui să denumim mobul ăsta? Creepiger? Sună bine Creepiger? Ok, hai să lăsăm Creepiger-ul și să trecem la următorul mob. Ia să vedem, bă, ce mob ne-a mai pregătit Patrocle aici. Avem un Enderman și o găină. Lol. Mamă, asta chiar că o să fie o combinație ciudată. Ia să vedem, mă, hai să spawnăm întâi găina și să spawnăm și Enderman-ul. Și acum, ia uite, bă, că fac amore. Uite, bă, bă, dar ce ciudat e că se învârte unul în jurul celuilalt. Oh, what? Ce, mă, chestia asta? E o găină, efectiv, cu brațe și picioare de Enderman și are ochii mov. Ok, și ce să facă găina asta? Să nu spui... Mă atacă, bă. Bă, ești de bun, mă atacă găina. Mă atacă găina Enderman. Stai așa, cum să numim pasta? Ender chicken, Ender găină, cum să-i zice, bă, la asta? Habar n-am, ziceți voi la comentarii cum să zice la Ender găină asta, habar n-am. Ok, ok, bă, da, aparent îmi dă hunger, de ce îmi dă hunger găina asta? Cred că îmi dă hunger ca să-i dau eu un pumn acum în cap ca să face o pletă? Unde a dispărut, bă? Și-a lăsat un ou. Stai, ce? What? Ce mă atacă, bă? Ok, pot să jur că mi-a... Bă, mi-au damage, dar nu știu de unde. Stai, mă, ce? Mă atacă fantoma! Bă, ce... Ce, mă, asta? Bă, cine mă atacă, bă? Eu stai, mă... Bă, mă atacă omul invizibil! Bă, cred că s-a făcut invizibilă, mă, găina aia! Da, mă, uite că s-a făcut Și-a dropat Rotten Flesh? Ok, nu mai înțeleg. Hai să mai facem încă o dată, hai să mai facem încă o găină din asta. Bun, spawnăm găina, spawnăm Enderman-ul. Ba, mi-i lăsăm acolo să facă inimioare, să facă puiuț. Și a ieșit chestia asta. Bun, fii atentă că acum îi dau un cap din prima la găina asta. Hai să vedem. S-a teleportat. Bă, iau tot cum se teleportează. Lol, unde s-a dus, mă? Ok, mi-a lăsat și un nou aici.
Mă, dar unde s-a dus? Bă, dar fii antenă, că dacă îi combini o dată, efectiv găina asta acum nu o să mai facă copil cu Enderman-ul ăsta. Doamne, cât de ciudat sună. Ok, hai să mai punem acum încă o găină și să vedem, să mai facem o găină din asta. Deci fii antenă, bă. Eu da, acum mă duc și dau în ea și se teleportează la Balamuc. Uite, bă, că s-a teleportat și de fiecare dată când se teleportează, lasă cât un ou. Păulei, băi, Patrocle, ce mi-ai pregătit, bă, aici, ești nebun la cap, bă, chiar tare găina asta. Da, hai, da, mă, uite cum se teleportează nebuna. Holy, și lasă gât un nou, efectiv, la fiecare teleportare. Mamă, ce tare e chestia asta. Și aparent că moare, dropează Rotten Flesh. Mamă, păi poți să-ți faci mare fermă de ouă, ești nebun. Faci direct o omletă bună sau niște ochiuri. Ce preferați, băi și fete? Omletă sau ouă prăjite? Bubă, Patrocle, chiar tare până acum, n-am ce să zic. Meriți un like pentru chestia asta, chiar ești geniu. Geniu de câine, frate. Ok, hai să trecem la următorul mob, următoarea corcitură și avem un papagal. Ok, un papagal cu un schelet, lol. Ăsta chiar cred că o să fie ciudat rău de tot. Bun, deci hai să spawnăm întâi papagalul și după spawnăm și scheletonisul și iau-te-i fac amore. Iau-te-l, bă, că ăla încă dă cu săgeții mine. Ia stai, mă, ia dacă l-o omor eu în timp ce face. Mă bag peste ei. What? Ce spawnă, bă? Bă, ce cocoșul ăsta, bă? Uite-te, mă, la... Bă, bă, cât de urât arată ăsta. Ok, ok, stai așa să... Bă, vezi că ți-ai lovit copilul, mă, nebunule. Ați văzut că a dat cu săgeata în el? Ia, hai, mă, să-l omorăm noi pe ăsta, să scăpăm de el, ca să ne bucurăm și noi de cocoșul ăsta. Cred că-i cocoș. Ce, bă, ăsta? What? Cât de urât e, bă, și cum zboară. Cum zboară nebunul. Deci nu mă așteptam la chestia asta. Opa, stai așa un pic să oprim și noi ploaia asta, că nu ne place ploaia. Bă, dar asta chiar că-i troll, bă, ești nebun. Uite și tu la el cum zboară, băi. Ok, pe ăsta o să-l numim Schelegal sau Paleton. Ok, pe ăsta cred că o să-l numim Schelegal. Bă, dar unde se duce, bă? Se duce la cotețul lui Patrocle. Bun, bine că mi-am tras un marcu pe dreapta. Acum hai să vedem dacă putem nimeri, că la cum zboară. Mamă, dar e greu rău de tot de nimerit ăsta cu marcu. Uite-te și tu cum zboară, că nu pot să-l nimeresc. Mamă, nici o săgeată nu cred că pot să-i prind. O, i-a prins o săgeată? Mamă, e greu rău de tot de nimerit ăsta, că zboară alandala așa. Ia, stai, mă, n-ajung eu cu sabia la tine. Ok, am dat un hit. Bă, vină, mă, coace, cocoș nenorocit. Ăsta direct zici că e cocoș, mă. Ok, și l-am omorât și a dropat și el. What? A dropat un arc cu... Mamă, ce înceanturi are. Bă, arcul ăsta e full. Ia, hai să mai facem. Hai să mai facem un cocoș de ăsta. Un schelegal sau un paleton. Nici nu știu cum să-i zicem. Ok, bă, ia stai așa un pic, că vreau să dau un scheletel ăsta în timp ce Ce face cu papagalul. Ok, nu merge să-l omor aparent în timp ce face, știți voi ce face. Și hai că s-a spawnat iară copilul minune, copilul cocoș. Și să-i dăm cu săgeata. Bă, dar e greu rău de tot de nimerit ăsta, că zboară efectiv în toate direcțiile. Ok, l-am nimerit, că a luat foc nebunul. Mamă, i-am dat-o pe asta, i-am prins două deodată. Da, mă, ăsta a dropat arcul. Deci de acolo avem arcul. Bă, destul de tare cocoșul ăsta. Ce zici, bă, tătuțul aici? Îmi pare rău că ți-am omorât copilul, dar asta este până la urmă. Bun, ia să vedem următorul mob, băie și fete. Următorul mob, de ce avem o undiță aici? Ok, nu înțeleg. Avem un guest. Oh my god, asta chiar o să fie interesant. Și un porc. Ce, mă? Un guest cu un porc? Oh my god, ăsta chiar cred că o să fie troll. Bun, nici nu știu cum să-i combinăm pe ăștia doi. Hai să-i vedem, cred că o să fie tare ciudat. Și când o să facă, știți voi ce o să facă. Hai, punem porcul și punem și guestul. Ia să vedem, mă. Hai, că ăsta... Bă, gen... What? Bă, stai, bă, ce? Bă, ați văzut și voi. Bă, nu pot să cred. Deci porcul era în foc, guestul murise și ei încă făceau, știți voi ce făceau. Și uitați-vă și voi ce a ieșit. What? Ce, mă, asta? Bă, iar am ajuns în Ohio. Doamne, ce-i cu mobii ăștia? Bă, dar până unde a zburat? Și stai, de ce am carrot stick-ul ăsta? Nu înțeleg. Bă, fii atent că se apropie. Bă, cred că dacă țin ăsta în mână se apropie. Oh my god, bă, să rup distrus chesturile, bă, nebunule. Ia, mă, vine după mine. Da, mă, da, uite-l că vine după mine dacă țin asta în mână. Bă, cât de tare. Ia, hai, mă, să-i dăm în căpățână. Ia să vedem, putem... Stai, ce? Stai așa un pic. Bă, fii atent, dacă-i dau damage, dropează câte un porc chop. Fii atent. Hai că l-am omorât din greșeală. Mama, a făcut ravagii pe mapa asta. Bun, hai să ne depărtăm puțin și să mai facem încă unul. Deci punem porcușorul și punem și ghestul. Hai să ne depărtăm ca să nu mai dea asta după noi. Gata, mă, faceți-vă de cap, nebunilor care sunteți nebuni. Ok, și acum hai să ne ocupăm de ăsta. Stai să-i trag cu marcul ăsta mai potent. Ok, și ne-a dropat
Nu contează ce le-a dropat. Hai să vedem. Deci ăsta dacă dau acum în el cu Marcu. Ia, fii antenă, îi dau cu Marcu. Bă, fii antenă, bă, că dropează un pork chop care explodează, vedeți? Holy. Efectiv cacă un pork chop și explodează. Ia mă, ia, mai cacă un pork chop de ăsta. Ia să-i mai dăm o dată să vedem. Uite cum cacă pork chop-ul și bubuie, bă. Ia, hai, să mai vedem. Uite, vezi cum cade și bă, bubuie. Bun, hai să-i dăm un hit de ăsta serios și bam, pa, pa. Ăsta cum ar trebui să se numească? Cred că pe ăsta o să-l denumim Porcoghest. Deci a bătut și Porcoghestul. Acum hai să trecem la următoarea corceală. Bun, ia să vedem cine a mai pregătit Patrocle. Și avem un cal. Ok, avem și o foarfecă, nu știu de ce. Și o oaie. What? Un cal și o oaie. Ok, pune calul. Punem oaia. Și acum ia să vedem, mă, ce iese. Ce iese, mă, de aici? What? De ce? Bă, ăsta e un cal cu lână de oaie. Și efectiv lână e gri. Păi de ce e lână gri, mă, dacă mama e albă? Și cum să numim, mă, noi mobul ăsta? Deci am combinat un cal cu o oaie și iese cu a... Ulu. Ok, nu o să-l numim așa, bine? Nu o să-l numim așa. Nu vă gândiți la prostii, ok? Bun, hai să vedem care-i faza cu mobul ăsta până la urmă. Deci avem o foarfecă aici. Asta înseamnă că cred că putem să-l tundem, nu? Ia să încercăm, mă, dăm lână asta. What? Hai că a chelit tot calul, ești de bun. Și ia uite, bă, câtă lână ne-a dropat. Ne-a dropat un stack de lână. Oh my god. Și dacă-l omorâm, ce o să se întâmple? Bă, dar efectiv ăsta e stană de piatră, nici nu pot să-l omor. Mă, ce mă mobul ăsta? Bă! Uite, bă, că nici nu moare, bă. Pot măcar să mă urc pe el? Nu, e stană de piatră, frate, efectiv așa a rămas. E calul statuie ăsta. Ia, hai să mai facem o dată. Ia, oare sunt curios, o să dea un cal de altă culoare sau ceva gen? Bine, cal, e caloaie. Caloaie, mă, gata, caloaie îi zicem. Și nu, e aparent tot gri. Uite-te și tu ce copil urât ai făcut, băi, Mioaro. Chiar îți place? În fine, hai să trecem la următorul mob. Pentru că mobul ăsta, sincer să fiu, doar arată foarte ciudat. În rest, nu face prea multe. La modul pop. Bă, mă, crescu lână pe el. Bă, ăsta, bă, pot să jur că l-am tuns. Stai, mă, ce? Mamă, ăsta e fabrică de lână. Ia stai, mă, să-l mai tund odată. Sunt curios dacă o să-i crească lână iară. Ok, deci l-am tuns, da? Sunt amândoi, îi vedeți și voi. Hai să așteptăm să vedem dacă le crește lână. What? Gata, gata, bă, deci chiar a crescut lână. A crescut și pe ăsta la altul. Bă, ăsta e direct fermă de lână, ești de bun. Mă, poți să faci lână infinită cu caii ăștia, dar eu nu înțeleg de ce sunt stană de piatră, efectiv, nici nu poți să-i miști. În fine, în fine, bă, destul de tare chestia asta. Dar hai acum să trecem și la următorul mob. Și cred că ăsta va fi ultimul mob. Ce? Comment blocuri? Bă, Patrocle, ce-i mă asta? Cred că o să curcim comment blocuri, băie și fete. Chiar sunt curios cum o să arate un copil de comment bloc. O să fie un comment bloc mai micuț? Ok, hai că mi-a explicat Patrocle care-i treaba până la urmă. Deci practic cu aceste comment blocuri, băie și fete, o să spawnăm un Ender Dragon și un Wither pe care o să-i punem să facă, știți voi ce o să facă, și o să vedem ce o să iasă din aceștia doi. Chiar sunt curios și m-am dat pe creativ pentru că efectiv gândiți-vă că o să fie un Ender Dragon, un Wither și copilul lor. Adică o să mor 100% dacă sunt pe survival. Așa că hai să zburăm nițel și apăsăm, spawnăm dragonul, spawnăm și... Hai că am spawnat și Wither-ul dacă e... Ia stați, mă, așa un pic să luăm un buton. Stai, mă, acolo, dragonule. Bă, bă, dă-te, bă, bă, dă-te, bă, lasă-mă să spawnez. Ok, gata, am spawnat și Wither-ul. Și ia să vedem, uite cum fac amore. Și ce e? What? Bă! Ce e, mă, asta? Aripi de dragon, cap de dragon, corp de Wither. Nu mai înțeleg nimic și are și trei capete. Uite-te și tu, trei căpățâni de dragon. Și de ce dă mine că sunt pe creativ? Ok, hai să-l ținem după noi. Vino cu ace. Vino cu ace, bă. Vino cu ace pentru că o să mă dau pe survival ca să mă bag cu el. Dar hai să vedem întâi ce face, că văd că deja dă în mine. Treci, bă, mai cu ace, treci, mai cu ace, să scăpăm de tati sau de mami. Ce e dragonul ăla? Habar n-am care-i tati și care-i mami. Ia să vedem, bă, ia să vedem. Ce face ăsta? Ce face? Deci, în primul rând, trage cu capete de Wither sau... Ale, erau capete de dragon, cumva? Ia, mai trage o dată, bă, mai trage o dată.
Ha? Da, mă, sunt capete de dragon, sunt capete de dragon astea. Și ce mai faci? Ia să ne apropiem ceva, nu cred că mai face nimic. Ok, deci practic ăsta trage cu capete de dragon. Ia, hai să-l ademenim un pic aici și cred că de-astea avem și Golden Apple-ul în chest. Bun, ne dăm frumos pe Game Mode, Survival, băgăm un gheplan. Mamă, de ce am uitat efect deja? Wow, stai mă, ce? Bun, hai să-i dăm cu Marco ăsta super OP să vedem dacă putem să-l omorăm. Sper să nu mă omoare el pe mine. Oh my god. Hai că mi-am luat ceva de mici. Bă, de ce a pus butoane, mă? Haide, mă, hai, putem să-l batem sau respect Kendama? Dau cu Marco ăsta. Bă, fiate, bă, de ce se aude ca și cum ar lua damage un Iron Golem? Nu știu dacă puteți și voi să auziți, dar efectiv asta se aude. Bă, bă, da, rezistă ceva copilul ăsta, dar până la urmă e logică. E copilul la cei mai puternici boși din Minecraft. Mamă, dar e... What? Hai că mi-a dat-o direct în bărnă pe asta. Ce? Oh my god, uite ce a început. Bă, Patrocle, vino cu ace. Nu-l omoră pe Patrocle. Patrocle, aoleo, 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 aoleo. Mama, dacă-l omoară pe Patrocle, n-o s-o ierte Wither-ul ăsta. Bă, treci în casă, treci în casă. Ia uite, bă, omora Wither-ul pe Patrocle. Vino în casă, aici stai. Ia uite, bă, a lăsat și codița în jos. E foame, bă, stai că aveam oase pe aici. Hai să-i dăm toate oasele de pe pământ. Vino în coace, bă. Ia uite, bă, ce era el să-l omoare pe Patrocle. Bă, nu merge să-l hrănesc pe ăsta cu oase, mă. Stai așa, cred că trebuie porc. Nu, de fapt, îi dăm niște steak de ăsta în sânge, cum îi place numai lui, medium rare. Gata, mă, frate, acolo să stai. Să nu mai ieși din casă, că m-au dus să rezolv cu Wither-ul ăsta. Bă, firai, tu să fii de Wither. Uite-te, bă, și tu, că a dat în Patrocle, dar pe efectiv calul oaie nu i-a făcut nimic. Bun, ia, mă, ia, stai așa un pic. Ori mă, dă-te încolo de Wither. Dă-l în Patrocle, pe cum vine, mă, asta? Eu îl hrănesc, îl fac mare ca să-l atace. Ca să-l atace Wither-ul. E ca copilul meu, Patrocle, dar stai așa că mă duc și eu să dau un copilul lui. Ești de bun? Unde-i, mă, chestia aia? Bun, ia, hai să luăm noi un Diamond Sword. Și cred că să-l bag direct de pe creativ, că sincer să fie ca greu de bătut în survival. Hai să vedem câte hituri îi dăm, câte bastârci îi dăm. Bă, da, rezistă ceva, cred că era destul de greu de bătut ăsta. Mori, bă! Ok, și am... What? A făcut exact același sunet pe care îl face dragonul când moare. Ia, și ne dă pe Game Mode Survival și... N-a dropat și el nimic! Mă, ce, mă, asta? What? Bă, uitați-vă câte... Uitați-vă cât level am! Am 132... Mamă, deci cred că dă super mult XP mob-ul ăsta. Oh my god! În fine, băieți și fete, păi cam astea au fost corcelile pe care ni le-a pregătit Patrocle. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, să dați un subscribe în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!